Deci motivul principal pentru care o persoană decide să cumpere singur este că acea persoană dorește să-și economisească partea de comisiune care este plătită unui curtier. La ora actuală se vând proprietăți, un curtier la un contract de vânzare ia un comision în medie de 5%, care acest comision este împărțit între cei doi curtieri. Deci vânzătorul care hotărăște să vândă cu dupropriu vrea să economisească acest preț. Dar dorește să economisească acest preț, nu plătindu-l curtierului, vrea ca acești bani să intre în buzunarul lui. Aș putea să vă spun că 90% din cazuri, proprietățile care sunt listate pe dupropriu sunt supraevaluate. Deci un client, un cumpărător care se duce să viziteze o proprietate dupropriu, vede o pancartă verde undeva pe stradă, se uită, vede proprietatea respectivă și zice mi-ar face plăcere să trăiesc aici în zona aceasta, strada îmi place, proprietatea arată curată pe din afară, bine întreținută, haideți să încercăm să o vizităm. Cum credeți dumneavoastră că un client, un cumpărător direct care se duce să facă o tranzacție cu un vânzător direct, are siguranța că în această tranzacție nu se poate întâmpla nimic greșit? În primul rând, s-au întâmplat situații în care vânzătorii au ascuns anumite lucruri și au fost descoperite după anumită perioadă de timp, iar repercursiunile au fost de multe ori dezastruoase. Într-o tranzacție cu un proprietar dupropriu, se uită foarte des în acele câteva foi care sunt downloadate de pe internet, care nu sunt, din punct de vedere al legii imobiliare, legale, nu este specificată de multe ori perioada de timp la care o persoană care face o ofertă acelei proprietăți să furnizeze dovada unui împrumut financiar de la bancă. Deci, uitându-se acest lucru, se creează situații care duc de multe ori la anularea tranzacției. Tot în aceeași situație, un proprietar care vrea să vândă singur nu va completa niciodată o declarație a vânzătorului, acea declarație care dovedește, după cunoștințele și bunele intenții ale vânzătorului, starea proprietății. Într-o tranzacție imobiliară cu un curtier, aceste lucruri sunt esențiale și sunt obligatorii. În afară de asta, haideți să vă povestesc o întâmplare care s-a întâmplat aici în Quebec la o perioadă de timp relativ scurtă. Doi proprietari un proprietar a dorit să-și vândă proprietatea, a găsit un cumpărător, o persoană care i-a făcut o ofertă, iar în această perioadă de timp, proprietarul casei, având într-o anumită măsură certitudinea că va vinde, a făcut o ofertă pentru o altă proprietate. Ce s-a întâmplat este că vânzătorul a renunțat la această proprietate, deci nu a mai vrut să mai cumpere. Cele două persoane care au rămas fără cumpărător, deci primul proprietar care nu putea să-și vinde casa, bineînțeles că n-a putut să o cumpere pe cealaltă, deci nevânzând n-a putut să o cumpere pe cealaltă. Amândoi proprietarii au repus casele pe market, tot cu dupropriu, și au acționat, cumpărătorul. L-au dat în judecată pentru faptul că a renunțat la cumpărarea acelei proprietăți. Amândouă acțiunile vânzătorilor au fost refuzate de către judecător pe motivul că vânzătorii nu au luat măsurile necesare de angajare a unui profesionist care să le protejeze tranzacția și proprietatea. Deci este un lucru foarte important. S-au întâmplat foarte multe cazuri. Cunosc un caz în care o anumită persoană a cumpărat o proprietate. Foarte frumoasă proprietatea, s-a mutat în ea și după un an de zile a aflat de la vecin că în acea casă a fost un caz de moarte violentă. Deci cineva a murit.
fapt care a fost ascuns la, în cazul, în timpul tranzacției. Bineînțeles că familia respectivă a dat în judecată pe vânzător și de aici o serie întreagă de neplăceri. Deci pentru a evita asemenea lucruri care pot fi verificate de un profesionist, eu vă sfătuiesc să faceți afaceri cu un curtier imobiliar. Aș vrea prin intermediul Escu TV și Escu Media să salut comunitatea românilor din Montreal și din Quebec. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine în această expediție, prima de altfel românească de traversare a celor două mergi pe bicicletă. Am plecat practic data de 5 august din Prudhoe Bay, din apropierea Oceanului Arctic, în nordul Alaskei. Și în acest moment sunt în capitala ținutului Yukon, în Whitehorse. Am parcurs 1850 de kilometri, ceva mai puțin decât mi-am programat și asta pentru că am avut o întârziere de 10 zile în Alaska. A trebuit să aștept un pachet în Fairbanks și asta mi-a dat un pic peste cap datele inițiale. Iar terenul care l-am întâmpinat în Alaska a fost mult mai dificil decât ceea ce mă așteptam. În mare parte a fost neasfaltat, șosea neasfaltată. Datorită permafrostului, practic, șoseaua e în dâmburi peste tot. Deci, practic, urci, cobori, urci, cobori. Au fost nenumărate porțiuni în care a trebuit să împing la bicicletă efectiv. Dar în rest sunt foarte motivat în continuare, chiar mai motivat decât la plecare, să continui această aventură, să o duc la bun sfârșit. Voi încerca să recuperez întârzierea care am plecat, care am debutat călătoria. Mă apropii de jumătatea distanței dintre Golful Prudhoe și Fairbanks și totodată la jumătatea drumului cunoscut sub numele de Dalton Highway, ce leagă Fairbanks-ul de Oceanul Arctic. Vremea este destul de nasoală. Zilele trecute a plouat, astăzi a fost ceva mai bine, dar tot picură. Atât că peisajul este genial, numai munți, râuri, foarte, foarte frumos, îți ia ochii efectiv. Azi am reușit să fac 95 de kilometri și mai am cam 12 până ajung în localitate și dăm înainte cu încredere. Ai o medie de kilometri pe care parcurgi zilnic, ți-ai propus un număr de kilometri? Propunerea inițială a fost de 120 de kilometri. Nu am putut să parcurg în fiecare zi ce 120 kilometri până acum. Aș spune că am o medie de 100. Aș zice că în zilele de pedalat efectiv, dacă le-aș lua de la bun început, am avut o medie ceva sub așteptările mele, dar destul de rezonabilă, undeva la 90-100 de kilometri pe zi. Cum te-ai adaptat la condițiile meteo? Adică ai întâmpinat temperaturi extreme pe parcurs? Ca să iau de la bun început, m-am adaptat destul de greu. Una la mână, am zburat din România aici și am avut un decalaj de 11 ore la plecare. Și fiind început de august, deasupra cercului Arctic, e zi practic, zi permanentă încă la început de luna august. Și asta m-a derutat foarte mult când am început. Deci, una, vă ziceam, decalajul fusului orar și faptul că nu se întuneca absolut deloc. Deci am plecat un pic cu această derută, m-am obișnuit între timp cu fusul orar. În rest, ce să vă zic, vremea e mult mai răcoroasă decât m-am așteptat eu, deci, na, hai să zicem că pe nordul Alaska m-am așteptat la temperaturi de 5-10 grade a început, de fapt 5 grade a fost cel mai mult. Nici vorba de 10 grade în nordul Alaskei, dar pe măsură ce coboram, așteptam să se încălzească puțin. Ei, din contra, într-o lună de zile am ajuns ca să mă trezesc într-o dimineață chiar aici la granița între Alaska și Yukon cu zăpadă. Deci vremea mă dă și ea puțin peste cap, îmi face viața mai dificilă și expediția îngreunează gradul de dificultate a expediției, dar na, cu atât mai mult sunt motivat să ajung mai rapid în sud și să scăp de iarnă, cum ar fi. Deci mă fugărește efectiv iarna în momentul ăsta.
starea de sănătate în general e ok? Excelentă, nu am nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Am o motivație foarte mare să termin proiectul ăsta, să-l duc la bun sfârșit. Chiar mai mare, aș spune, decât când am început. Când am început am fost sceptic. Cred că oricine e sceptic la o asemenea expediție. Până la urmă te pui la drum de 24.000 de kilometri pe bicicletă, nu știi ce te așteaptă. Dar acum, având deja experiența Alaska, terminat traversat Alaska și în câteva zile voi ieși și de Yukon, am, să zicem, o bucată destul de importantă de traseu la activ. Știu la ce pot să mă aștept în continuare. Deja pot să abordez problema altfel și asta îmi dă încredere și îmi dă cumva speranța că pot să duc la bun sfârșit un proiect așa uriaș. E mai greu decât ți-ai imaginat? Cred că primele zile... știți cum e? Când începi efectiv primul kilometru care îl pedalezi, te gândești că, mai sunt cu adevărat nebun în momentul în care eu știu că am 24.000 de kilometri de făcut. Nu ești motivat când te gândești la toată distanța și asta te demoralizează un pic. Dar după aia parcurs înveți să apreciezi ținte mai mici. Și asta mă motivează și îmi dă un plus de... cum să spun, un plus de motivație. În sensul în care dacă mă gândesc că am 24.000 de kilometri de parcurs, nu o să fiu niciodată motivat, pentru că știu că e o țintă intangibilă pentru moment. Dar dacă mă gândesc că trebuie să ajung la un oraș care e la 130 km sau la o graniță, cum a fost în Alaska ultimele două zile, pe dată eram extrem de motivat că știam că o să trec într-o altă țară. Și... obiective pe termen scurt mă motivează foarte mult și asta cred că mă va ajuta să, în general, în această expediție. Obiectivele de scurtă durată, pe termen scurt. Da, spune-ne, ai putea să ne împărtășești niște experiențe mai interesante pe parcursul ăsta pe care... Sigur, în prima săptămână de pedalat în nordul Alaskei, North Slope-ul Alaskei, e o zonă care este populată mai mult de grizi decât de oameni. Am fost, la un moment dat m-am oprit pe traseu și am pescuit și aveam pește proaspăt la mine pus pe bicicletă, în portbagaj. Și fără să văd efectiv, am trecut pe lângă un urs grizzly care era la 10 metri efectiv de mine în afara șoselei, în afara carosabilului. Și am realizat că e acolo, că trec pe lângă un urs, în momentul când a ridicat efectiv botul la mine. Probabil că mirosise, a un miros foarte ascuțit și a simțit peștele care l-a avea cu mine. Și vă dați seama că am tras o spaimă, zic, mă, asta dacă se pune după mine, ce am? Singura armă care am la mine împotriva ușilor e un spray cu piper. Și n-am dat seama, am luat spray-ul cu piper în mână, eram pregătit, am început să dau la pedale cât pot de rapid, deși asta nu este soluție, pentru cursul poate să alerge până la viteze de 65 de km oră, deci oră, dacă vrea să te prindă, te prinde oricum. Dar na, cred că e instinctul, e reacția de moment care îți spune pedalează mai repede. Da. Și na, în rest, ce să zic, experiențe am foarte multe la activ, am oameni care au oprit efectiv să mă ajute, mai ales când eram pe acea șosea denumită Dalton, din nordul Alaska, care este foarte puțin circulată, oamenii au fost foarte solidari cu mine când mă vedeau pe bicicletă. Dacă nu opreau, îmi făceau semn ok, super ce faci, mă apreciau de la distanță cumva. Și asta face mult când ești în singurătate. Vreți să vă zic ultima noapte, penultima noapte, acum două nopți am dormit într-o căsuță de copil. În o cabană, căsuță de copil în copac. Asta e cel mai ciudat loc în care am reușit să dorm până acum. Nu, dar în principal îmi pun cortul, adică am cort cu mine, desfășor cortul și stau în regim de camping. În sălbăticie, bineînțeles, că nu există foarte multe campinguri. Mai sunt zile în care ajung la un camping normal, cu apă potabilă, cu apă, cu baie și așa mai departe, toate facilitățile necesare. Dar au fost marea parte a nopților când le-am dormit în pustiu, în singurătate. Singurul și foarte multe zone unde nici la telefon nu am semnal.
nu există acoperire în foarte multe părți în Alaska și în nordul Canadei. În cazul ăsta ai toate șansele să admiri un cer înstelat noapte, nu? Acum două seri, chiar seara în care am dormit în căsuța de copil, dormeam și mă uitam la cerul înstelat și nu numai înstelat, ci cu aurora boreală. Am prins prima aurora boreală din viața mea și nici n-am putut efectiv, pentru că filmez cu un GoPro, nu am putut s-o prind pe filmare. A reușit doar să fac o poză cu un telefon care l-am la mine. Încă mi-aștept un aparat de fotografiat. Deci, într-un fel m-am bucurat numai eu de ea, pentru că amintiri concrete pe vizual nu o să am prea multe după aia, dar a fost grozav, a fost... Te bucuri ca un copil mic, efectiv, când vezi așa ceva prima oară în viața ta. Deci, culorile alea erau niște culori verzui și jocuri de lumini, practic, pe tot cerul. O nebunie, o nebunie. Care sunt etapele cele mai grele care urmează? Bun. Urmează încă 1400 de kilometri de Alaska Highway, care mă va duce în apropiere, până în apropiere de Edmonton. Canada e una din cele mai lungi bucăți de traseu care le-am traversat. E a doua țară ca mărimea lumii. Se simte. La bicicletă de vreau să dai seama cât de mare e țara asta. După care Statele Unite, voi renunța la proiectul inițial de, și asta este, vă spun că este asta în premieră, voi renunța la proiectul inițial de a traversa pe The Great Divide, care e o șosea de off-road din munții stâncoși, pentru că voi ajunge acolo în afara sezonului indicat, va fi zăpadă, sluș, nu pot să intru pe așa ceva. Deci va trebui să merg în paralel cu munții stâncoși. Probabil statele vor fi aceleași, trebuie să mă uit pe artă, încă nu am exact traseul. Dar voi traversa în principal Montana, Wyoming, Colorado și New Mexico, după care voi intra în Mexic. Cel mai probabil în statul mexican Chihuahua. Dar și acolo va trebui să fiu atent și va trebui să caut pe cineva care să fie cât de cât călăuz în zona aia, pentru că au fost foarte multe răpiri, foarte multe... S-au comis foarte multe crime împotriva, în special celor străini, în cărtășie cu poliția locală chiar. Și am fost avertizat să fiu foarte atent în zona aia, pentru că pot să-mi pun ușor viața în pericol acolo. Da, și urmează țările calde, ce să vă zic, America Latină. Dacă ai, știu eu, cuiva să transmiți un mesaj celor din familie, prietenilor, te rog, transmite-le un mesaj. Aș transmite în primul rând mamei să stea liniștită. Mama, părinții mei locuiesc în Montreal. Sunt tare îngrijorat din punctul ăsta de vedere al meu, permanent. Și să transmit. Aș vrea să transmit încă o dată salutări comunității de acolo, oamenilor care mă susțin în comunitate, oamenilor care mă susțin și mă susțin în comunitate. Și, na, vă invit să-mi urmăriți expediția în continuare cu hashtag-ul Cycle the Americas, unde puteți găsi toate informațiile și toate update-urile posibile pe, aș spune, marea parte a mediilor și a rețelelor sociale. Și cam atât. Să ne auzim cu bine la alte update-uri. Ok, îți dorim mult succes, mult curaj, putere și să ajungi acolo unde îți dorești. Sper să mai intrăm, bineînțeles, în sigur, legătură și să ne mai împărtășești din experiențele tale și să avem vești numai bune. Ca până acum, de altfel. Mi se pare că ai avut un parcurs lipsit de evenimente neplăcute. Da, nu, am avut un parcurs ok. Până acum, sunt de aprezi, o să fie și mai departe. Tot așa. Ce să zic. Bine, Radu. Mulțumim mult. Ok, cu mare plăcere. Anul acesta, pe 12 septembrie 2015, a avut loc ediția a patra a turneului de fotbal CRM Zigzag al Alme Dracula. Doresc în primul rând să mulțumesc foarte mult domnului Emil Rus, care este proprietarul al Alme Dracula. Doresc să mulțumesc foarte mult domnului Răzvan Duplea, care este proprietarul ziarului Zigzag Român Canadian.
și doresc de asemenea să mulțumesc foarte mult tuturor jucătorilor, cei care au fost prezenți astăzi în Parcul Illinois. A fost un turneu frumos, a fost un turneu cu faze destul de aprinse, destul de frumoase, multe goluri și ne bucurăm foarte mult de participarea tuturor jucătorilor români și în plus am avut și o echipă de camerunezi. De asemenea, doresc să mulțumesc în ultimul rând și în mod deosebit echipei de televiziune Escu TV prin reprezentantul Marius Bălan, o televiziune care, iată, este alături de comunitatea românească, este alături de CRM. Iată, suntem deja la a patra ediție a Cupei de Fotbal, Dracura CRM Zigzag și în ciuda unei vremi nu prea prietenoase, toate echipele au fost în formații complete. Jocurile, chiar și ca femeie pot spune că au fost deosebit de interesante și, într-adevăr, ce este foarte îmbucurător este prezența în număr maxim. Sunt Cristina Sofronie și reprezint ziarul Zigzag Român-Canadian, unul din coorganizatori și din sponsorii acestei ediții. Urmăriți-ne fiecare ediție pentru că nici nu știți ce pierdeți. Rămâneți alături de noi și de competițiile frumoase organizate în comunitate. Vreau să vă spun că această ediție s-a bucurat de participarea a 9 echipe anul acesta. Cred că una sau două în plus față de anul trecut. Anul acesta am făcut un pic ediția altfel pentru a împăca cât mai multă lume. Am făcut două categorii de vârstă, 18 ani și plus și respectiv 35 de ani și plus. La prima categorie, dacă am avut 4 echipe, la cea de-a doua categorie am avut 5 echipe participante. Bună ziua, numele meu este Dragoș Iliescu, reprezint echipa Romcan. Aș vrea să mulțumesc pe această cale organizatorilor turneului Zigzag Dracula, deci domnul Emil Rus în principal. Echipa Romcan este compusă practic din două echipe, deci una de la Liga Romcan de la Saint Eustache și echipa Moldova de la Catalonia. Oui, salut, je me présente Steve Mathieu. Je représente l'équipe camerounaise pour le tournoi organisé par nos confrères de la Roumanie. Et en effet, tout se passe très bien, le tournoi est magnifique. Et je remercie vraiment la communauté roumaine qui nous a accueillis, qui nous a invités, qui nous a accueillis comme il faut et qui nous fournit tout le nécessaire pour que les choses se passent bien, quoi. Astăzi a avut loc aici în Brosard un turneu foarte reușit între echipele românești care participă în toate sălile de fotbal din Montreal. A fost un turneu foarte strâns, cu un nivel foarte ridicat, drept dovadă și numărul de goluri marcate. Majoritatea componenților au fost echipe din România, din Republica Moldova. Sperăm ca peste ani să ne reîntâlnim în acest loc și să fie din ce în ce mai multe echipe participante cu un nivel de fotbal la fel de ridicat ca acest an.